Dacă în urmă cu 5 ani Școala Populară de Artă din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara avea 60 de elevi, acum numărul celor care au ales să studieze aici a ajuns la 280 de învățăcei. Școala de Artă oferă specializări în muzică, fie că vorbim de diferite instrumente, de canto, care sunt și cele mai căutate de către elevi, fie de arte vizuale ori coregrafie. Școala de Artă are clase în Deva, Hunedoara, Lupeni, Petroșani și Brad. Rolul instituțiilor de cultură este de a face și educație și pregătire culturală și pregătire profesională, dacă vreți, pe categorii. Nu întâmplător, acum 5 ani, școala noastră populară de artă avea 60 de elevi și astăzi are 280. Prima măsură pe care am luat-o a fost să adun niște profesori tineri și interesați de acel loc de muncă. Și profesori cu pregătire muzicală, cu pregătire pe bune, nu doar cu diplomă. Și oameni care, venind la catedră, au reușit în anii despre care vă spun să ajungă la acel număr maxim pe care legea ne-l permite, pentru că se lucrează ora și elevul la anumite instrumente, și au reușit prin munca lor, și îi felicit pe toți, să atragă tineri, să atragă copii. Sigur, sunt și categorii poate nemulțumite, care vorbim aici de părinți, de bunici, care speră că în 3 ani la Școala Populară de Artă poți să faci un mare artist din fiecare, ceea ce nu este atât de ușor. Avem absolvenții noștri care astăzi lucrează în mari capitale ale lumii, pe capitolul de restaurare, au burse plătite tineri de stat, care au plecat de aici, din județ, de la această Școală Populară de Artă. Da, și care acum sunt în Lisabona, sunt în Paris și au o meserie foarte cerută, foarte căutată, pornind de la clasa profesorului Mircea Lac de la Școala Populară din Deva.